Salutare, dragilor, și bine v-am găsit pe canalul Ion și Mihaiță din Bucovina. Ia uitați-l Mihai pe acolo, umblă cu treburile. Dar la noi afară e ceva, ceva, ceva. Ia uitați-vă, ia uitați-vă, mă tem să mă iei vântul și să mă ducă pe lună. Vai, leu. Ia cum vine Mihai, parcă iarna. Ce faci, Mihai? Bună dimineața! Bună dimineața! S-a trezit dulceața! S-a trezit dulceața. Ce-i afară, băi? Pare. E vânt, da? Eu nu știu de cum solarul încă intre, ca s-a arătat noaptea, au bătut așa niște vânturi. Ia, dar să-l rupi, uite, îl rupi, măcar că am luat folii de asta groasă. N-are nicio șansă să trăiască, ia uite la dâns. Uite ce, ce lâmpă, ia, ia și acolo. Ia uitați. Bobiță, ia șupiță, într-o parte. E, nu știu, cum crezi, nicioare? Ia, pachetele, tăt, e prăști, e pe acolo, fai. Fai, ne avem distrâns după vântoaie ca asta, lui Mihai. Uite, îl duci, gata. Tăt scoară, ia uitați, tăt scoară, tăt. Tăt de peste două scoară, ia. Chiar așa? Și dincolo așa e dintunicat, parcă gata, vrea să ninge. Da, dacă ninge... Când te-aș o soare era? Când am ninge? Ieri? Dimineață. A, când dimineață? Dimineață, când ești prima dată afară. Care soare? Era, că era soare vânt. La... Vânt, dar soare era? Da, da. Păi, eu am ieșit aici dimineața, eu am ieșit și am descuiet poarta și era acolo înnourat. Apoi era, dar la noi era în soare. A, de acolo se va. Și uite, începe a promorocii, a ploaie. Nu știu, dacă om, cum crezi, mergem mai... Stai, liniștești, ocoaie-te! Mergem mai departe la lemni? Mai putem face ceva acolo? Ieri un negus și-l duci în tăi părțile. Și cred că și la noi între ochii a să zboare, dar hai, vom încerca. Dacă nu, mă pun și aleg din teracota ce e scot de acolo. Și văd ce-i bun, ce nu-i bun. Care nu-i bun, o duc în alt parte, să nu o lăs acolo înăuntru sau o lăs acolo, nu știu de ce. Ia, prelata asta tot cred că mi-a rupt-o. Aici cu da, o rupt-o, uite, acolo e rupt-o. Unde mai ție? Așa ceva, ia și faci. Vai. Ce faci, copiți? Nu știi unde să te ascunzi, ia, pisica s-a pus să facă ouă. Dar aici chiar era ouă, tu dă-te o leacă, dă-te. Mai este? Nu-i. E vai de capul Ilia, nu știu, și cu dânsa, și la ochi ceva nu-i cum trebuie, da? Noi o hrănim până ce-i dăm mâncare, îi dăm apă, mă gândesc că vom avea noroc de dânsa. Văd că nu vrei să meargă nicăieri, că cineva chiar m-a întrebat, pisica încă la noi, încă la noi, na. Ce acolo, stai în cuibar, dar mulți vine găina și te fugărești. Hai Mihai, să terminăm treburi. Ce-ai pus într-un are furat ceva? Da. Ia, Bobit s-a pus sub căsuț. Dar uite, gata, de cu ploaia. Hai să facem treburile, că amuși dacă plouă nu mai dovedim să facem. Da. Asamblăm prin ploaie. Doamne ajută frastornii lui Mihaiță și la toată lumea. Nu cineva interesant dacă o fata Daisy? Încă nu o fata Daisy. E cum a sfieti, eu o să vă arăt. Jai? Dora, tu ce faci? Trebuie să vă facem curățel? Uite, tăti aruncant acolo la tine. Trebuie să aprim becul, să te vezi mai ghini. Ia și ochii are. Ia, nu uite încoace. Dora, iar, uite. Uite așa. Nu vrei? Te-am înțeles. Dacă nu vrei. Ce? Te mănânc la corniță? Hai că scărchinăm o leacă. Așa, doar știi că dimineața mai vin și mai te nerviezi pe aici o leacă. Grăuța are, ieri am pus acolo o grămadă. Gamada. Au grăunțe, uitați aici. Șapă au. Nu mai pun. Să aibă aici. Însetate precis la mână. Și afară e vânt, am ușa e. Mereți lepte și mâncați până nu vă luați vântul. Hai. Eu mă duc să văd la găști dacă nu sunt Ivan și el trebuie mai leac și punem în după două și după. Găști gă... Ai, și așa de mult. Care pe ou e așa din pipar să fac ou? Zic și eu. Ai ou acolo sau n-ai ou acolo? Hai, eu te lăs, tu să faci, mai am uși pot vin să văd. Opa, manină și vin să mă stăm.
Zigzagul, mai puțin din dâns, știți. Nu poți da mai aproape. Stemi nimic. Hai, unde-i metru? Ce-i făcut? La gâști, să văd dacă nu s-ouă. Le-ai luat toată seara? Da. Mi-e trebuie 5, îmi pare. 5 ouă și pun incubator. Băi, dar tu faci ai de făcut la căței mei, deci nu tare în blami, hai. Că dacă te ieși, te duci pe cosmos, nu-i ce fac pe tine. Da. Uite-a vânt, ia muș. Eu nu te prind. Sau măcar e, pe acolo erau de vali pe la casuț niște caranizi. Ieși leagă așa de... De aici, de buznăie, el sărăt la mine, parcă eu mă arăt. El își leagă aici de buznăie, știi precis că nu te duci departe. Măcar dacă te anin aici, în copac, în zarză, te găsesc. Care nu este ce? Lasă, că eu singur mă găsesc. Nu mă trebuie să mă găsesc. Dar dacă mergi pe cosmos, acolo să... ai telefonul la tine? Nu. Poți nu-l iei, că tot nu te poți suna acolo. Acolo nu prind. Eu să filmez acolo, așa să când azi în acasă. Și pe ce filmez, dacă telefonul nu-i la tine? Acolo telefonul nici nu merge să-l aprinzi, îmi pare. Da. Nu merge, acolo e altă. Nu prinde nici acolo în spate. Camera se meargă acolo. Nu știu, dar ți-i trebuie? Da. Îmbră, hai. Am mult bine o vântoaică așa mai mare, știi, aș te duci ca pe... Dacă mă aduce înapoi, apoi mă duc. Dar unde te duci înapoi? Înapoi nu mai te duci. Te duci, dar înapoi trebuie să vii cumva singur. Când a merge cineva în cosmos, poți te lua pe un drum dacă s-a întoarce. Dar eu sar de acolo și... Sar? Unde sar? Băi, cum poți sari în cosmos nu știi că stai pe aer, tu nu poți faci nică, dai din mâini, din tu acolo o să noți în aer. Hai să-mi duc fân, aici să-l scot afară. Dar tu fii că nu poți să respiri. Hă? Știu că încă nu ne-am trezit ghine, dar hai că nu te-am înțeles. Nu poți să... Cine nu poate să respiri? Omul. Cum nu poate? El se neacă acolo. Unde? Fără ce? Ca. Dar tu nu știi, tu n-ai fost. Eu am fost. N-ai fost? Am fost. Dar când nu pe afară, poate mergi azi. O fubi, trage până încolo și vedem. Frazilor, dacă mâine apare vlog și Mihai șede acolo pe... Pe poza aceea unde-i vlogul și pe o parte șede un extraterestru și pe altă parte altul, înseamnă că Mihai a fost pe cosmos sau pe lună. Așa că fiți atenți la vlogul de mâine seară. Haideți, spun asta cât timp urtăresc că mă. Ce e extraterestru, băi? Băi, haideți, spun acelea cât timp. Hai, după treabă, mă duc să mănânc, să mă... Mergi la cățăi, băi. Mai vezi ce e de făcut. Le pui și apă acolo, stai. A, dar câinii tot trebuie hrăniți? Trebuie, bă, câinii, iepuri, le pui și apă, vezi, mă duc și eu, am și termin aici, dar mă duc. Da, știu. Opa! Nu-i lumină. Nu-i lumină, s-o stâns lumina undeva, ceva s-a întâmplat. Ce faci, Dora? Cum tu mănânci din roabă? Ia uitați-vă, fraților, dete, că tu aici ai oaspeți, tu trebuie să ai grijă de oaspeți, nu... Lasă mâncarea, tu trebuie să hrănești oaspeți. Ia uitați-vă, o găinușă asta într-una merge și se ua acolo în fân. Dar azi, cred că suntem și e săracă pe vântul ăsta, dar nu-ți fac nică, ai dă-i drum la ou că nu-ți fac nică. Cred că suntem și e săracă pe vântul ăsta, se iasă afară și văd că nu mai ies uite, s-o pus aici și se ouă. Și bineînțeles că Dora e bună și nu-i face nică, da? Da, Dora nu-i face nică. Nu mai dă niciun cap. Nu mai dă niciun cap, uite Daisy ce îmblă pe acolo și scoate ce-i mai bun. Hă? Hai, faci? Hai că eu vreau... Da, băi, dar vreau să pun mai mult fâne să aibă la căpre aici așa e. Dacă pun o astup. Ce vorbiți? Ce să facem? Nu-i vânt, na. N-avem ce faci. Am și mergem la lemn. Numai noi cu Mihai întâi trebuie să mâncăm o leacă, să prindem la putere dimineață, nu? Și după aceea mergem. Mai zici poznat? N-ai niște cozumi? Azi cozum... m-am bucat o mână. Da? Și l-ai terminat, da? Da. Oi, Nica, să mai faci. Sănătate, străi. Ia, ce poftă. Acum să-i pune, îi bag acolo în col, dar nu, că nu-i bag, îi lăs așa în roabă și mai mușo-i vine și îi dau. A, cine m-a întrebat de sare la capriț? Ia uitați, vare, asta e un fel de sare cu tot cu vitamine, cu tot ce trebuie aici și el îi linge când li poftă.
Când vrei sari, el lingi de acolo. Da, numai Daisy nu mănâncă sari de astea. Nu lingi, de fapt. Dar Fulgaș cu Dora? Hai, vă lăs eu mâncați, hai. Și tu faci ouă, amuși când cotcotăcești trebuie să te păzesc să vină aici, că rămâni ouă pe neasă, îl scot afară, ai găsit unii, cine ai mers acolo în fân? Nu temi că nu te lua vântul așa chiar până acolo. Am dat fân și amuși pe jumătate de oră venim și-i dăm niște miere. Dora și mai mult apă bea. Aseară i-am pus, azi nu i-am pus. Și am mers și mi-am pus alta. Dora e cea mai însetată. Ia uite amândoi ce stau aici la soare, s-au întins. Noi am mâncat, am mai stat o leacă în casă, mai Mihaiț prin internet, mai eu prin internet și am ieșit la treabă, deci e că trebuie să mai facem ceva, dar nu știu ce... Internetul internet, dar trebuie și treabă. Da, internetul internet, dar mai trebuie să fac o leacă treabă, dacă vom sta numai în internet... Păi, dar lupul... Treabă cine să facă? Da, cine să facă treabă? Bobiț faci treabă. Numai că el face prin ogradă, prin iarbă, știi, pe la colțuri, dar noi trebuie să facem altă treabă. Băi, dar lupul și nu mănâncă nici apă, nu bie. Băi, lupul. Udea, la tine e plin aici. Mihai ți-a dat cu o oră în urmă, știu? Și liusea tot. Dar ce nu mâncați? Nu mănâncă, că nici ceva s-a umplut. Ia uitați-vă ce-o rămas din... Udea, este o rămas ca un scaunel, ei, Mihai. Udea ce fain e. Da, ia-n întoarce-l. Ia-n întoarce-l și așa zi. Da, băi, ia. Să rupi picioarele spate. Eu nu știu. Ai văzut scaunul ăla când mergi la prășit de amuți l-ai luat cu tine? Da, i-am de-am. Acolo trebuie să-l cioplești frumos, să-l razi cu flexul, razi cu aș, îl dai cu lax, vezi ce decorativă faci. Chiar să nu stai pe dâns, așa e unul frumos, știi ce e? Așa interesant, îl pui undeva. Hai, lăsăm decorativă. Stai că n-avem ce discat, dar ce, totuși începem cu lemnele? Nu știu, te întreb cu vântoaica asta, dacă nu ne merge amuși tătru megușul pe noi și om sta amândoi și... Trebuie de încercat, de văzut cum spărnește. Dacă nu mă pun și teracota ce e de acolo, scot și văd ce fac cu dânsa. Dacă nu spărnește. Dar na, hai, încercăm să tăiem. Tai lemn, zici tu? Nu, că dacă ne punem amândoi la lemn, ne punem amândoi. Lui cineva i-a plăcut, ia uitați-vă. Aici stai ea. Că e un fel ca floarea. Că e facatura lui. Și chiar ne-a dat o idee bună, dar eu nu știu dacă s-a prânit. Știi ce idee, Mihai? Să-l scociorim aici înăuntru și spuneam întrâns o floare. O floare așa mai mare. Să fie ca vazon, știi, pentru flori. Da, hai că este mai mare și mai ciocoloasă. Vai ce vântui. Oricum le dau mai la o parte. Că cred că totuși azi facem noi până ce de la început la o cararușă acolo la casuță din lemn, până sturnăm acolo beton ce mai facem noi. Că dacă punem parchetul, trebuie o cararușă bună, că azi mergem prin glod și tot glodul ducem în casuță. Și trebuie cararușă. Hai, lemnele, da? Hai, încercăm, Doamne ajută. Ia nici ulei nu putem. Ce faci? Că merge. Trebuie lei ca ce e. Thank you.
cam atât am tăiat cu drujba, am lăsat o leacă să se odihnească. Deci e că nu mai poate și e vai de capul ei, am tăiat amu. Ia Mihai, ce ce face? Ei, încet, ui. Am tăiat amu ultimul buștean cu dânsa și așa și îmi zice: ui Ioane, las-mă o leacă, ui. Dar îmi pare că și benzina s-o termina, că ceva, ceva. De amu nu mai vroie să meargă cum trebuie. Ian, dar cum se dă drum? Oho, ce tare am strâns-o. Este? Este o leacă pe fund. De asta când o dădem pe o parte, pe alta nu merge. Bărnâie nu așa cum trebuie. Acele le-am lăsat o leacă mai lungi pentru cuptor. Mai aleg aici și trebuie la cuptor. Am urmă mai fac niște benzină, dar amu. Trebuie de făcut întâi ordine cu astea. Să nu facem tare mult aici. Știi? Ia, bicicletele s-au dus jos, cred că le-au dat vântul. Da, nu, nu, afară e cald, nu-i frig. De cald, e cald. Ia, soarele așa de frumos, nu știu, încă de la acolo amușenează de amul. Vântul ăsta. Da, vântul. Îmi place și vântul. Îți place și vântul, că era coare. Da. Nu, a sus, nu, da. E mai bun cu vânt așa. Așa cum trebuie asta. Așa cum trebuie asta, că rumegușul ăsta îl întinde prea tare, dar nu-i nică. Om greb la noi, om face. Tu, Mihai, ce faci? Rămâi mai departe la crăpat sau iei roaba și mai duci? Mă pun eu să mai crăp. Îți dau să alegi. Dacă te-ai obosit, mă pun eu și crăp. Dacă nu, nicio problemă. Eu mă duc să iau roaba și încep a duce să le așez acolo. Tu aici le crăpi. Eu nu m-am obosit, dar mă duc să duc roaba. Mergi să duci? Apoi de asta te întreb. Știu că nu te-ai obosit, dar... Că se face prea mult aici și după aceea nu ne putem baga nici cu roaba. Așa, câte vreo două tăiem, ducem frumos, le așezăm acolo și aș răspunde și la niște comentarii. Dar telefonul cea la basară nu l-am pus la încarcat și n-are baterie și amușă leu și a să mai răspund. Cineva mi-a scris că... Dar de fapt amuș, când am să citesc comentariile. Ia și de cioturi, nu cioturi. Hai, stai băiet voinic. Așa. Ia uite ce faci. Ia uitați-vă ce-a făcut. Ia. Nu avea nicio șansă lemnul ăsta. O făcut blenduri din trânsul. Au rămas bucăți pe jos. Stăt, ia cum nu vrea. Încet, oi, nu farma ușa. Știu că ești cheptos. Dar nu e acolo apă, e la capriț, că am dus fân dimineață. Așa, așa. Ia uitați-vă cum merge treaba. Mihai le duci, eu le crăp, aici au rămas vreo două. Dar de astea mai mari, de mucioturi. Și o leacă mai am lăsat toporul să prind la putere. Și vin și le crăp și pe astea. Astea mai lungi la cuptor a să fie. Uite așa, care sunt mai lunguți. Și mergem să vedem Mihai ce face acolo. El am minte avea o găină, tot merge pe capul lui, și el așa se înerva tot o fugărie. Și e merge pe capul lui, nu știu, muie înăuntru acolo. Uai, aici. Am venit de afară aici, parcă așa de noaptea. Tu le așezi frumos, nu? Să nu-ți ducă jos. El trebuie așezat cum trebuie. Să te stărui cât de cât să fie bun. Uite aici, nu știu de bun. Uite, uite. Uite aici așa l-am pus. Dar... Cred că să nu stai în jos.
Ca să nu stai în jos singata, când găsești câte unde este cuciot, pui cuciotul aici la vale și el se îndreaptă. Bine. A, eu văd. Dacă îți duci jos, nu e nica bun. Asta ce am făcut noi. Trebuie frumos de aranjat, pincetul, nu te grabi. Pincetul cum se face, tot. Da. Și încă mai ceva, nu ne-am dat seama. Noi am început de aici. Dar când ajungem la ușă, e ce rău să fie. Când ajungem la ușă, partea cealaltă să avem cum pune. Și era bun dacă începem dincolo, ia uite, unde șede aici parchetul, ștet asta, discos teracota aceea frumos, bancuța aceea și de început din fund. Și când vinem încoace spre ușă. Era mai bun, dar de-amu puneam așa ceva să faci. Mai tăiem azi cât tăiem și mâine cred că ne uităm acolo ce avem, scotem. Dar încă vezi, trebuie și parchetul ceala, cred că să-l punem în căsuță, să scăpăm de dânsul. Poate azi dacă terminăm cu podeaua aceea, mâine nu știu dacă dovedim noi, să-l punem. Da, să începem a pune. Și de aici și încurc, strânge colbul. Uite, pincetul să faci treaba. Aici noi am făcut în două zile. Mai vreo 3 luni și prin septembrie terminăm. Ce cred? Prin septembrie terminăm cu lemnele. Azi vedem altceva, ia uitați, trei morcovii. Ia să vedem cum mănâncă morcovii. Mănâncă cum și mără, cum și tare. Și nu e spalat alea. Lasă așa că e spalat. Ia, ce roade. Uite, iar termină apa, băi, Mihai. Dimineața e pus, da? E de la fâne, cred că mănâncă. Da, uite ăștia. Asta hai bine. Că Lulu tot mai mănâncă. Mai bine, de fapt, apa nu se mănâncă. Tu așa, Ron, să mergem să luăm și noi ceva, niște vitamine, să prindem apucări. Hai că m-am dus. Oare nu s-o va găină cea la neasă? Ia îmi zicem dacă s-o văd. Asta încă de aici. Ia cum s-o dus nicăierea. Am pus așa, să văd mai bine pe aici. Chiar că este aici. Și aici nimeni nu s-o văd. Nu a stat așa numai, la călduțul ăla. Dă-ni ea ce... Care? Din bac. Dar aveau ce-o bată, că n-am, bă. Lupul e ce? Mâncarea lui nu a mâncat. Crezi că el îți mănâncă... Da, mă, lupul ăsta durat de mâncare. Bă, băbiți, pe ce? Să pară rău? Nu, cum să zic, Mihai? Știi că o leac în foame. Nu-i bună. E purașul mănâncă. La capriță am dat niște calăie de cea la porumb. Noi mâncăm. Dacă mai dovedesc, stai odată cu drujba până la neaz, e bun. Mai crapăm măcar pe atâta. Mai avem pe o lună. Încetul. Vezi că este ciotoroasă, dar e greu. Este. Cu drujba mea e greu. Da, e că așa la chiar pun la... La carai. Ai prins la putere? Nu! Mai aia, trebuie să mănânci aceleași precis prins. Da. Băbiță, tu ai prins la putere? Mai pun eu mai departe scrăp acelea? Sau te pui tu la crapat? Au rămas acele mai mici. Da? Cum zici? Și? Dacă mă pun la crapat, fac o mieguș, tăt pe aici. Faci surcieli, tăt, tu când ai un tău știu. Tu când ai un topor. Și nu știu dacă mai dovedesc stai cu drujba. Dar poate dovedim. Poate nu dovedim. Dacă ne punem o leacă mai repede pe treabă, mai dovedesc.
Cam așa arată când cineva s-a saturat să fac treaba. Ia. Aia este de aici, le-am crapat. Tăiati, o rămas unul, dar ăsta e prea sănătos. Chiar dacă ați masterul să-l crăp, îl lăs la urmă. De ce? E că mă forțez, am prea tare și nu-i pierd puterile. Și mâine nu să mai am putere pentru astea care scrapă mai ușor. Cei mai cioturi, eu în fiecare an le lăs la urmă. Nu știu ăsta. Ci cu dânsul. El ar... Eu știu, să încerc. La cărare mere. Te-am înțeles. La cărare. Dar păi le punem toate la cărare. Facem tot în o gradă cărare? Da, facem tot în o gradă cărare. Ce-i acolo? S-a umplut un rând sau nu? Da. Da, da. Da. Te-am crezut. Nu știu, nu-mi vine credic. El a mai dus o roabă sau două. S-a umplut. Nu s-a umplut nică. Ia uitați-vă, am mai tăiat vreo două cu drujba. De-am m-a pun să-l crăp și până la nează precisa este. Că mai mult de tăiat, nu, le tai că rămâne așa pe aici. Ce, Mihai? S-a încălzit afară. S-a oprit vântul, ai observat? Cam nu bate așa tare. Am observat. Cum dimineață. Și-a ieșit soarele. E foarte cald de-amă. Hai că după nează tot mergem la căsuță. Aici de-amă rămâne așa pe mâine. Mâine, oare cât asta iam? Nici nu știu unde ajungem. Hai, parc, pincetul. Parcă nu așa de mult o rămas. Dacă este mai groasă, le puneam la carare. O rămas vreo două. Ce face, Mihai? Ce face aici, ei? Uite, el îți duc tăi jos. Mihai, parchetul. Dar cum le-ai pus, ei, că-ți duc, ei? Acele jos la tine tot încă, tăi, le vin în coașe. Cum vin în coașe? Parchetul se zgăritet. Se zgăritet. Eu nu știu, parchet, eu te înțelege. Și cum le dai drumul jos? Dar ce să le fac? Mamă. Dar cum așa s-o prânit? Eu nu știu. Din spate trebuie câte două rânduri de pus și de ridicat. El se râde. Ia uitați-vă cum umblă, ia uitați-vă cum umblă. Apoi cearcă și hai le dăm înapoi. Unde ți le dai, că e legat? Nu mai le împinge așa. El îți duc amuși de acolo. Vai, 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 trebuie de luat parchetul. Stai. Ce e acolo? Ce e acolo? Dar nu, Mihai, că nu le așez cum trebuie, gata, el... Dă-te, că el îți duc, tăi. Nu faci nimic. Dar pe eu numai ce am minte, le-am pus și aia l-am dat în clopi, tăi, și le-am dat. Nu trebuie să le dai. Le-ai dat și el le-ai nișcat, așa cred că el de-amu gata. Gata, el îți duc, ce? Dar doar stai tu cu mâna să le ții. Câte ziua stau aici? Acolo parcă... Băi, da, teracota ce e, băi. Nu, Mihai, eu mă tem teracot. Eu, în roabă sunt lemne, da? Da. Mai țin le-o leacă, eu scot teracotul. Mai stai leacă. Eu mă duc să iau roaba să scot din teracot aceea afară, că amuși nu mai am nici faci sobă. Ce, Mihai, mai poți? Gata. Fraților, așa de repede niciodată n-am lucrat, ia uitați-vă aici, atât e curat. Am scos tot teracot, acolo mai este una. Du-te-i, Mihai, ei! Stai că mai este una, să scot și o luăm și... Că ne pare rău. Ia uite, oh, frumușica. Eu știu, de-am un parc, n-are ce să farma pe aici. Frumos, e. Frumos? Da, îmi place. Îmi place. Cine, tu ai pus acolo, da? Da, eu. Bravo. Ia nici nu de ce era cot, ia uite. Ce frumos. Numai ghine am luat-o? Să cum se numește aceea? Teracotă îți numești, dar numai ghine am luat-o, îți ducea, nu... Aceea de sus. Care de sus? Care era sus, nu atinge. Băi, lasă așa, așa-i mai bun. Am luat-o, am luat-o. Ce? Hai, mergem. Ne-am făcut, da, ne-am făcut treabă. Am făcut treabă azi, nu, numai să nu fi de ochia. Ne-am făcut aneaza și a uitat ce-am făcut. Puti a deșea. A ce? A gâs deșele. A gâs deșele negre, da? Care puti. Da, spute. El cred că pute că vreo două de-amă au rămas pe sub lemne, cred că le-ai făcut captul.
Nu știu dar cum se face Mihai. Îmi pare că toate sculele astea. Dar ce cam și folie cei de sub cred că toate s-o rup de. S-o rup, s-o rup, s-o bortilită. Puneam în două rânduri de mă. Nu în două, trebuie de început de partea ce cum vine peretele așa. Opa. Dar când mai faci asta? Dar nu azi de-am, mâine, mâine iară de-am, dar și păi lemn de-am curcă. Păi este când e așa gramajoară? Ce gramajoară? Trebuie de pus unii gramajoară, că nu-ți încape așa gramajoară, cum zici tu. Trebuie de scos tăt, 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 tăt și de pus cum trebuie, dar de-am? Cred că se râde acolo lumea de noi. Sau sau de mine. Na, de ce să facem? Fraților, cam asta a fost pe azi, eu acolo ne-am ales vreo două comentarii să citesc. Dar cred că ați citesc de-am un vlogul de mâine, de ce e că ianează, e târziu, noi cu Mihai mergem să mâncăm. Ați văzut. Trebuie să citesc comentariile, dar în timp și ala că trebuie să citesc comentariile, hai afară să vă arăt cum am jucat cu teracota. Ia uitați-vă ce ieșe, se vede, se vede uleac. Ia uitați-vă, am scos-o tot aici, am pus-o cât mai aproape, că nu dovedem să o duc. Și asta așa de tare îmi place. E mare, e întreagă ea. Vine ca două bucăți în una. Nu știu puteți. A să văd eu, dacă am cine alege de aici, că este și mai frumoasă, chiar mai de asta este. Ia uitați. Dintr-o sobiță acolo în casuță, ce să mai dăm atâția bani și cu astea ce fac? Nu știu unde să le bag pe astea. Ia uite, avem așa, romb, avem patrat aici, dar nu-i patrat este. Nu-i patrat, romb. A? Da, mergem să mâncăm, că am făcut treaba azi, numai să nu fi de ochi. Ia uitați-vă, tot am scos, tot am scos, nu știam cum mai repede scot. Că dacă merge tot piște parchez și piște astea, vai leleu de capul meu. Încă ghinic am văzut și am dovedit și am fost aici și tu leți, nu și eu am scos tot. Asta eu am dovedit. Tu ai dovedit, da. Că dacă se răschie tot așa și parchetul ăsta, dacă se zgărie, se... Vai, 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 eu nu mi-am dau să... Dacă se răschie, că ele vine așa pincetul în pășit. Apuinga. Apuinga. Și parchetul cealaltă farmat tot la colțuri. Cu asta s-a terminat treaba. Cam asta a fost pe azi. Vă mulțumim mult la toți care ați fost alături de noi. Comentariile pe care le-am ales acolo o să le citesc în vlogul de mâine seară. Neseară nici nu știu ce comentarii ați scris la vlog, ați văzut ce am făcut. Da, noi cu Mihaița să ne îndreptăm și să facem aici, să fie bun, să nu mai zducă lemnele așa cum s-a dus și azi. Trebuie acolo cred că... Nu, trebuie de pus în rândul și ala de acolo. Că ele s-au pus acolo în partea aceea și ele vineau înspre vale. Că vezi cum vine aici în casuță, nu-i betonat, nu-i nica drept și el vine locul oleac înspre vale și cred că s-o pus de jos, era tot bun, mai la mijloc tot bun și când s-o ajuns sus... Nu crezi, la mijloc mai tare vine. Da? A, de unde ai început tu, apune. A, păi na, te lauzi ghine. Nu e de la jos. De jos de mult, da? Da. Asta e ce să facem. Gata, noi mergem să mâncăm. Pe azi vă mulțumim foarte mult la toți, vă dorim o zi frumoasă, să vă cânte pasarelele, să faceți și voi treabă, dar nu așa cum am făcut eu cu Mihaiță. Faceți treaba să fie bună, să nu după aceea să îmblați seara, ia uitați-vă, este tot, trebuie să le punem din nou. Și vă dorim mult spor, multă putere, de ce că e primăvara și este foarte, foarte multă treabă pe la casa omului. Sau citim și comentariile. Las. Citim ceva din comentarii. Hai că eu o să dau răspuns așa la dânsli. Pe azi vă mulțumim la tăți și vă zicem la revedere!